Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la rubrica Cititori întreabă, psihologul răspunde din cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu. Așa cum spuneam și în materialele anterioare, viața de cuplu este cu siguranță complexă. Și probabil cu toții am trecut prin tot felul de încercări, mai mult sau mai puțin dificile de-a lungul vieții. Cu siguranță, iubirea și relația de cuplu sunt supuse de-a lungul vieții unor provocări, unor tentații, unor probe ale timpului, putem spune, sau chiar unor dileme pe care nu le înțelegem din calitatea de partener, din calitatea de bărbat sau din calitatea de femeie. Prin intermediul acestei campanii Provocări și soluții în relația de cuplu și a rubricii menționate mai devreme, Cititorii întreabă, psihologul răspunde, vom încerca să venim cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră legate de viața de cuplu alături de invitații noștri. Astăzi este alături de noi și îi mulțumim foarte mult Ligia Moise, psiholog, și vom porni discuția noastră despre ideea de parteneriat, despre ideea de parteneriat în viața de cuplu, în relația de cuplu, pornind de la o recomandare de carte, așa cum facem întotdeauna, Cum să ne simțim bine împreună, Secretul funcționării relațiilor de David Burse, o carte publicată în colecția PAS, în doia editurii Herald, colecție care face subiectul tuturor materialelor, tuturor dezbaterilor, interviurilor cu invitații noștri. Așadar, noi, eu și Ligia, am început discuția înaintea acestei înregistrări Da. și ne-au venit atât de multe idei frumoase pe care ne dorim să le împărtășim cu dumneavoastră și, bineînțeles, să așteptăm comentariile, întrebările și chiar temele de discuție, temele dumneavoastră. Așadar, ce este de fapt un parteneriat în relația de cuplu, în viața de cuplu și cum ne raportăm noi, de fapt, la acest parteneriat? Așa cum spuneam puțin mai devreme, eu ca bărbat, tu ca femeie, cum putem construi, vorba autorului, cum putem construi o relație sănătoasă și echilibrată? Cum punem, de fapt, temelia? Întotdeauna eu fac această comparație cu o casă Cu sau o cu o casă. grădină sau cu o grădină. O casă, pentru că o relație are nevoie de o temelie, o fundație Absolut, bună, da? absolut. Pentru că altfel, în timp, casa se dărâmă sau se șubrezește. Iar când fac comparație cu grădina, mă gândesc întotdeauna la un grădinar care are o grădină și a plantat niște pomi fructiferi, poate niște tufe de trandafiri, da? Dacă s-a priceput ce să Dacă aleagă. s-a priceput ce să aleagă, pământul este bun, îl plivește, scoate buruienile tot timpul în fiecare zi, vine cu furtun, udă grădina și așa mai departe. Și aici vorbim despre un soi de muncă. Mulți au sentimentul că relația merge de la sine. Ori pentru o relație sănătoasă și echilibrată, cred că trebuie să depunem puțin efort. Eu zic atenție, mie nu mi se pare un efort. E ca și cum ei zice, Doamne, ce efort este să fac duș în fiecare zi, să mă îmbrac adecvat anotimpului, situației. E pur și simplu ceea ce am de făcut pentru ca viața mea să fie frumoasă. La fel e și cu relația, că după aia degeaba ne plângem. Nu mă înțeleg, iar ne-am certat, iar atmosfera de la noi din casă nu este bună. Bun, dar ce ai făcut ca să fie bună? Care a fost contribuția ta? Pentru că, știi, ar fi bine să avem acest exercițiu de a ne întreba întâi pe noi ce am făcut eu, cât mi se datorează mie și pentru ce e bun și pentru ce e mai puțin bun sau, Doamne ferește, rău. Și după aceea, abia să încep să interoghez pe celălalt, să-l întreb, dar tu cum te-ai gândit că ar putea fi relația noastră de iubire? Sau dacă o discuție a avut loc, tu, din tot ce am discutat noi, ce-ți mai aduce aminte că ne-am promis până la urmă să aducem în relația de iubire? Și atunci nu mai văd ca pe o muncă, o văd ca pe o atenție pe care trebuie să o dau tuturor lucrurilor care contează pentru mine. Ori nu putem să spunem că, sau dacă se întâmplă așa, felul în care eu mă raportez la relația de iubire, la căsătorie sau la relația de lungă durată în care mă aflu,
dacă am început-o, apropo de fundament, cu gândul că oricum rata divorțului este foarte mare, oricum poate și părinții mei au divorțat, deci probabilitatea este foarte mare, asta e, cum o fi, cum n-o fi, mergem înainte. Ăsta nu e un fundament bun. Da, Dacă am bănuiesc că intrat... nimeni nu se căsătorește cu gândul de a divorța. Bănuiesc. Se căsătorește cu gândul, cu luând în calcul o probabilitate destul de mare de a se întâmpla acel lucru. Și atunci trebuie să înțeleagă de ce a ajuns să gândească așa. S-ar putea ca povestea de viață să-i spună cuvântul, da? Sau și mie mi se pare mai rău atunci când e prea idilic. Mă căsătoresc și o să fie Ileana, o să fie numai roz, numai norogi, numai Doamne. Deci de acolo trezirea la realitatea vieții cotidiene, Doamne, e ca și cum ai cădea de la o înălțime foarte mare, de la înălțimea acelor norișori roz, pe pământ unde nu putem să trăim tot prințese și prinți, că nu... Nu e viața. Cred că nici pentru cei care chiar sunt prințese și prinți, nu cred că este atât de idilică. Ea este așa cum e și ce trebuie să învățăm noi, ce trebuie să înțelegem, odată să luăm ce este bun din ea, din această viață, asta și luând în calcul și contextul în care ne aflăm, dar dacă rămânem doar la acest cuplu despre care vrem să vorbim și cărora vrem să le dăm așa ca niște chei care să-i ajute să-și construiască o relație bună. Pentru mine și ceea ce urmează să spun se datorează experienței profesionale și experienței personale. M-aș bucura să învățăm tinerii din țara asta, nu zic lumea asta, dar din țara asta, să devină partener de viață, partenerul celuilalt. Nu mai sus, nu mai jos, sunt aici la același nivel, suntem mână lângă mână ca să pot să te sprijin sau să mă pot sprijini de tine atunci când va fi să vină timpul. Asta însemnând și parteneriat înseamnă că fiecare are expertiză într-un alt domeniu, da? Și ne completăm. Nu ne întrecem. Nici nu, trebuie să renunțăm la această idee de a căuta să vedem cum ajung șeful. Nu, așa. Și dacă ajung șeful și ești copleșit la un moment dat de toate câte presupune viața în doi, că dacă ești șef înseamnă că trebuie să-l faci pe toate, da? Mă rog, sau delegi, ci delegi tot și tu nu mai faci nimic, nu mi se pare constructiv. Dar pentru asta trebuie să renunțăm la niște ego acolo. Să lăsăm orgoliu, să nu ne mai dicteze planurile de viață. Să nu mai îmi dicteze obiectivele. Da? Ca să pot să fac lucrurile astea, trebuie să fiu conștient de povestea mea de viață pe care am tot trăit-o până să mă întâlnesc cu omul ăsta. Pentru că ea ne influențează. Da? De-aia stăteam și mă gândeam și exact cum îți spuneam înainte să începem înregistrarea, că mi-a venit o idee ieri, tot gândindu-mă la discuția pe care o avem azi, că un bărbat și o femeie sau o femeie și o femeie, un bărbat și un bărbat, nu contează, doi oameni care aleg să se iubească și aleg să fie împreună într-o relație de iubire, sunt două entități separate cu povești de viață separate care doar împreună pot să nască o relație. Cu alt partener s-ar crea cu totul altceva, un alt univers. Este exact ca atunci când un ovul întâlnește un spermatozoid. Doar din acea întâlnire iese un om. Dacă ar fi
altă întâlnire cu alte elemente, eu aș fi ieșit alta dacă tatăl meu n-ar fi fost acela. Sau mama mea ar fi fost, sau tata s-ar fi întâlnit cu altă femeie. Aș fi fost cu totul altcineva. Așa și cu relațiile de iubire. De-aia nici nu trebuie să comparăm. Când eram eu nu știu când, am trăit nu știu ce, cu nu știu ce, trăit acolo, cu omul ăla, care avea și el o poveste de viață. Avea un caracter, avea un temperament, avea niște goals, vine să zic, avea niște obiective în viață, avea o scară de valori. Și din întâlnirea cu el, asta s-a întâmplat. Da? Acel tip de relație care este unică a avut loc. De-aia nici nu trebuie să comparăm și de aceea trebuie să înțelegem că din această găsire a două suflete o să iasă o relație unică și sunt atât de multe relații pe lumea asta câte suflete există. Nu? Da, da, bine, mai puțin parteneriatul cei de care aleg să viață trăiască singuri. Mai o fi și Daniel și Hastru, dar eu nu știu de cât de multe. Da, sunt și aceia, dar și ei ar trebui să caute, să vadă de ce. Apropo de, discutam noi înainte să nu folosim acest cuvânt sau aceste cuvinte care s-ar putea să inducă în eroare. Și care de altfel se folosesc, din păcate. Secret, rețetă, secretul unei, sau rețeta de fericire a unei relații de cuplu sau secretul unei relații de cuplu fericite. Pentru că, de fapt, nu există nicio rețetă magică, nu există niciun secret. Și chiar discutam ce despre... Mă gândesc, da. Spune, spune, mă spune, gândesc spune. Că e bun titlul ăsta pentru că atrage omul să citească articolul, cartea, ce-o fi acolo. Că e, dar ce trebuie să înțeleagă oamenii, că în interiorul și că de fapt esența este mult mai pământeană și de fapt mult, nu există niciun secret, dar putem să dăm niște linii directoare, noi specialiștii, scriitorii, da? Ca niște repere, dar spațiul în care fiecare poate acționa, drumul pe care fiecare va merge, fiecare cuplu, este destul de ofertant. Dar că să avem niște repere, cum ar fi iubirea, respectul, non-violența, compasiunea, cam în spațiul acesta format de aceste elemente, ar trebui să ființeze niște oameni în relația lor de iubire. Da, da. E... Adică dincolo de fabulos, mamă, secrete, chestii, nu știu ce, este de fapt viața obișnuită, să zic. Cu siguranță lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimii 30-40 de ani în ceea ce privește buna funcționare a relațiilor și noi chiar discutam despre relații longevive. Din păcate, în vremurile pe care le trăim, sunt tot mai puține relații longevive, iar acele relații longevive sunt formate din partenerii, să le spunem așa, din parteneri, din soții care au apucat niște vremuri, da? Deci cei care au ajuns undeva în jur de 60 ceva, 70, 80 de ani și au reușit de-a lungul vieții să facă niște mici compromisuri ca lucrurile să meargă bine, pentru că chiar o viață, cum spuneai tu, doar cu norișori și cu lapte și miere, nu există. Nu există. Și atunci chiar ne întrebam, uite, nu știu, în anii 50, 40, 50, 60, 70, poate, dincolo de stigmatul acesta, stau pentru copii. Deci renunțăm la treaba asta. La motiv. Stau pentru copii. Sau ce o să zică... Acei copii vor face niște alegeri mai puțin bune sau vor fi oamenii aia singuri? Pentru că o să zică, asta înseamnă căsnicie ce am văzut eu la părinții mei? Că se ceartă sau că sunt niște doi străini într-o casă? Mulțumesc, eu n-am nevoie de așa ceva. Exact. Deci asta va fi renunțăm la... reacția. Da. Și atunci nu stăm pentru copii.
Renunțăm la ideea asta, renunțăm la ideea ce o să zică lumea, dar ce o să zică colegii, mă refer acum câteva zeci de ani, ce o să zică colegii sau rudele sau prietenii Lumea. dacă lumea, exact. Deci renunțăm la ideea asta. Și chiar dădeam eu un exemplu frumos, spun eu, Așa. din mediul rural în care hai să spunem, o căsătorie, n-aș numi-o chiar de conveniență, nu i-aș da niște conotații negative, dar hai să presupunem o relație în care cei doi sunt atât de tineri, în care Da. nici nu știu cu ce se mănâncă, de fapt, iubirea, da? Da. Și se căsătoresc undeva în jur de 17, 18, 19, poate 20 de ani. Fac copii și viața curge și curge și curge. În momentul în care femeia respectivă, neexistând acea pasiune de care vorbeam noi, care la un moment dat trece, e clar, Da. ajunge să dezvolte respect, să dezvolte atașament, să dezvolte acea iubire Ai. matură și înțeleaptă, care rezistă în timp. Și acei oameni ajung să trăiască poate până la sfârșitul vieții împreună, așa cum se spune frumoasa sintagmă la bine și la rău, până când moartea ne va despărți. În cazul lor, cu siguranță se aplică lucrul ăsta. Repet, chiar neexistând acea iubire pasională, pentru că foarte. Acel început spectaculos cu artificii, cu mulți hormoni, cu Exact. stare euforică, Iluzii eu multe, nu neg, proiecții multe. Doamne, iartă-mă, nu neg. Și eu mi-aduc aminte că este o stare foarte frumoasă, dar hai să fim serioși. Nu trebuie să fim conștienți. Și asta hai să le spunem celor foarte tineri, sperăm să ne audă, să ne asculte, să fie atenți la. Nu neg, este foarte frumos, dar este aproape imposibil să trăim așa o viață întreagă, Corect. așa ambetați de iubire, să fim mesmerizați, să fim în acea stare de ireal. Nu. N-avem cum. Ea poate fi un fundament bun, această stare, această întâlnire extraordinară, spectaculoasă dintre doi oameni, întâlnire care generează niște sentimente extraordinar de nemaipomenite, ea poate reprezenta fundamentul, dar nu poate fi doar atât. De aici, da, putem să plecăm și mai departe să construim o relație căreia să-i punem respect obligatoriu. Da? Gândul că trebuie să acționez și trebuie să fac de așa manieră încât să nu supăr omul ăla. Măcar să nu-i fac rău. Că lumea nu prea înțelege lumea. Mulți oameni nu fac diferența dintre aceste două. Una e să fac bine, una e să încetez să mai fac rău. E un pas bun înspre a face bine. Trebuie să avem foarte mare grijă că degeaba îi fac unui om bine din când în când, dacă i-am făcut rău. Nu, cele două nu pot. Adică una se anulează pe cealaltă. Da? Așa că relația aia de iubire spectaculoasă, da, e frumoasă, eu nu zic nu, dar nu este suficientă. Uite, de cele mai Mai multe ori. repede ar fi modelul ăla pe care tu îl ziceai, a oamenilor care s-au întâlnit și poate din coerciția societății și a vremurilor în care trăiau, au rămas acolo, dar au învățat să-și fie parteneri de viață. Și asta a dus la o relație solidă în care acei doi oameni au știut să se bazeze unul pe celălalt. Au avut încredere, au stat unul lângă altul. Nu și-au fost șefi neapărat. Nu s-au luptat în permanență cine să fie șeful lui cine. Da, pentru că și cum sunt convins că tu știi cel mai bine din experiența de cabinet și din experiența de viață și poate și din literatura de specialitate și din multe, multe, multe alte exemple, că sunt M-au relații. ajutat cei 51 de ani de viață. Sunt relații care debutează
pasional, îmi venea să spun furtunos, dar nu e nici corect acest cuvânt. Debutează pasional, unde există proiecții, unde există acea furtună hormonală, unde există acele prejudecăți, le spun eu, sau mituri mai degrabă decât prejudecăți, care trebuie și ele demontate. Sufletul pereche, jumătatea ta, Doamne, avem experiențe de viață similare, gândim la, Doamne, gândim la fel, Gândim la fel, simțim, da. da, simțim la fel, care, deci gândim la fel, simțim la fel, pe o perioadă Da. determinată. Și jocul ăsta al Nu, din seducției, cauza datorită bucuriei și trăite, că eu entuziasmului. nu zic că a entuziasmului, reușim să decelăm din tot ce se întâmplă, de exemplu, într-o zi, din toate cuvintele spuse, din toate gesturile, să decelăm și să facem așa ca un pop-up. Să luăm doar acele lucruri care ne țin împreună, pe care le putem face că aparțin acestui cuplu și ne legăm de chestii, ne ținem de lucrurile alea, pentru că asta este o chestie care ține de o funcție a creierului care se numește detecție, funcția, adică creierul nostru are capacitatea de a vedea în jurul lui lucrurile despre care este interesat. Adică dacă eu ies pe stradă acum și sunt interesată de mașini roșii, numai mașini roșii am să văd. Așa și când eu sunt interesată de nu știu ce, adică eu sunt interesată să găsesc la un bărbat nu știu ce elemente, apoi am să le caut pentru că îmi place bărbatul respectiv, dar de cele mai multe ori, partea proastă este că pe lângă acele elemente care într-adevăr contează pentru mine, pe care le apreciez și care fac parte din scara mea de valori, pe lângă acele elemente mai sunt unele pe care am să le văd la un moment dat, când se va fi dus vălul Vălul de iubirii exact, spectaculoase exact, da. și am să văd că, da, vorbeam despre aceleași cărți, de exemplu, dar că acel om face un lucru pe care eu nu pot trăiesc cu el. Cum ar fi viciile mari, da? Pentru că dacă acel mare cititor de carte cu care pot să am niște discuții extraordinare și pe care ajung să fiu mesmerizată de el, dacă omul ăla are un viciu, cum ar fi consum de Alcool substanțe psihoactive sau oricare, exact jocuri de noroc, câte și și mai nu câte. mai vreau să stric poezia de tot în dimineața asta, dar pot fi foarte multe. Și eu nu le văd sau vreau să nu le văd și eu să cred că iubirea o să-l ajute pe el să nu se mai ducă la casino. E, nu, îmi pare rău să vă dau vestea asta proastă într-o așa frumoasă zi. Nu, Mai este, nu mai se va este. întâmpla. Mai este și mitul, de fapt sunt chiar două, mitul nu vreau să văd, exact cum ai spus tu, și lasă că o să-l schimb eu. Da? Vine mai Cea mult mai din mare part, da, vine greșeală, mai mult din partea cea mai femeilor, mare greșeală. lasă că o să-l Da. schimb eu. Sau peste câțiva ani O, de Doamne. relație, nu mai ești ca la început. Păi bun, la început eu eram într-un anumit fel, pentru că pomeneam mai devreme de jocul seducției. Eu sunt bărbat, da, ce este bărbatul? Vânătorul ancestral, dacă ne referim la timpul imemorial, da? Exact. Dar el este Da, da, vânătorul, da. da? El trebuie în acel joc al seducției să sensibilizeze, să impresioneze, să cucerească femeia. Același lucru îl face și femeia. Arată la începutul relației părțile ei cele mai Ne bune. vindem bine. La Exact, da? început, noi toți ne vindem foarte Uite cât de bine. dezirabilă sau cât de dezirabil sunt eu pentru tine, pentru această relație, Pentru o da? căsătorie, da. Exact. Și ne dăm Da, seama da, da. că, de fapt, după ce trece această perioadă, poate în al doilea sau poate în al treilea sau al La un cincilea an, moment dat, habar la n-avem. un Când la moment un dat, moment dat se instalează faza a apare, doua, știi, lupta în pentru momentul în putere. care. Exact ce ziceai Da, tu, lupta în pentru momentul putere. în care îmi arăt dintr-un întreg, eu arăt puțin din tot ce sunt eu pe lumea asta. În prim plan. Extraordinar, wow, toți suntem frumoși, deștepți și de vreme acasă, la început. Dar ce trebuie să ținem cont este că, dincolo de această parte extraordinar de frumoasă, întregul cuprinde mult mai multe elemente, unele
care chiar nu sunt cele mai bune. Ce ar trebui să facem, că sigur o să ne se întreabă lumea uitându-se, bine, mă, și atunci ce facem? Ce facem? Nu ne mai vindem bine. Mă împac eu, întâi mă împac eu cu ideea, asta sunt, Corect. am unele elemente care nu sunt bune, fac efort, nu că asta sunt, Și mă asta culc pe sunt un, ureche. și tu trebuie să mă accepți așa, nu există așa ceva, mai ales când vorbim de lucruri rele, da, alea pe care le-am menționat. Deci nu eu consum alcool și tu să fii sănătoasă trebuie, sau tu, Să bărbate, accepți. mie îmi place alcoolul, să fii sănătos, așa mă iei. Nu există așa ceva. Trebuie să știu cât sunt și să pot să mă arăt lumii așa cum sunt. Dar îți dai seama că pentru asta eu trebuie să fiu, în primul rând, să mă cunosc pe mine, în primul rând să fi făcut acest demers eu cu mine, de preferat ajutată de un alt om de specialitate. Atâta sunt, mai mică nu mă fac pentru nimeni. Am și niște elemente mai puțin bune pe care pot să promit că am să le țin în frâu în relația cu omul respectiv și abia de acolo să putem pune problema unei relații. Abia după ce ne vom fi văzut așa. Crezi că Dar îți dai există? seama că pentru asta trebuie să știu să fiu, să știu să mă simt confortabil în vulnerabilitatea mea. Corect. Crezi că asta ține de un Care. soi de, ține de un soi de, aș spune eu, de corectitudine și de onestitate? Adică dacă eu mă Și cu prezint pe mine și cu mine, celălalt. exact, dacă eu mă prezint pe mine așa cum sunt și îi spun de la bun început, eu am și părți bune, am și părți rele, am și calități, am și defecte. Vine celălalt și spune, a, nu, tu, nu, ce defecte Nu, ai ești tu? a doua Nu, pogorâre, nu. da, Nu, ce nu-i nimeni a defecte, doua pogorâre. ce defecte ai tu? Păi hai să vedem și faci un pomelnic de defecte. Și eu e posibil să las șosetele lângă pat în loc să le duc în mașina de spălat, da? Da, da, Și eu da, e da, posibil da. să las capacul nu știu cum la toaletă, nu știu cum îl lasă bărbații, n-am Sunt înțeles niciodată și chestia asta și cum vor toate, femeile. dintre toate minunățile vieții în doi, sunt convinsă că și noi doi și toți oamenii fac câte ceva, Exact. dar când îl vedem și când poate reușim să avem genul ăsta de discuție cu un om și să-i spunem, astea sunt. Uite, 1, 2, 3, bă, nu sunt bune, dar am să încerc să fac ceva. Asta ar fi un gen de discuție. E, în momentul ăla, tot ce avem de făcut este să ne gândim, am să pot să trăiesc cu ele toată viața? Pot să strâng eu șosetele după el toată viața? Păi da, pot, pentru că face, drege, îmi zice, mă face să mă simt într-un fel anume și atunci toate lucrurile bune mă ajută să Sunt zic, și sunt mai multe decât, iar dacă le arată pun în această. balanță, sunt mai multe decât cele Da, rele. și este un lucru cu care eu pot trăi, da? Asta ar fi un mod de a ne raporta, pentru că în momentul în care, și dacă nu are loc discuția asta foarte francă, pentru că nu toată lumea este, nu toată lumea s-a uitat atât de bine la sine, nu știe atât de bine despre el și atunci nu se arată, dar în timp, cât mai e timp să luăm o decizie dacă intrăm sau nu intrăm într-o relație cu omul respectiv, dacă văd că are lucruri mai puțin bune, întrebarea firească este, am să pot să trăiesc cu ele toată viața? Pentru că dacă obiectivul pe care ți-l pui este, lasă cam să-l schimb eu, atunci începe cu totul altceva. Atunci începe o luptă, o pierdere de timp și de energie. În cuplul ăla nu mai avem atât de mult timp de manifestare a iubirii, pentru că consumăm timpul și energia, hai să mă gândesc cum să fac să-l determin să-și strângă ciorapii. Și aia nu mai e viață. Nu cred că așa vrem să trăim. Eu nu cred că oamenii așa vor să trăiască. Dacă se întâmplă așa, hai să discutați cu un specialist, vă rugăm frumos, căci nu se va. Aia nu e viață. Calitatea aia nu e. Și uite, mi-am mai notat că m-am pregătit să știi pentru discuția noastră. Mi-am mai notat o chestie.
Așa. Am zis, ne căsătorim cu oameni care sunt exact opuși nouă, pentru că ne fascinează la început faptul că sunt ceea ce noi nu putem sau credem că nu putem fi. După ceva timp, admirația se transformă în invidie, intrăm în competiție unul cu celălalt și ajungem să ne enerveze ceea ce odată admiram la celălalt. Mi-ai Pentru luat că dacă vorba din sunt. gură. Mi-ai luat vorba din gură. Deci exact gândul ăsta l-aveam în urmă cu vreo 3-4 minute și l-ai spus. Ok. Înseamnă că noi cumva a funcționat și iată, iată cum mi-am aruncat-o și stai că mai voiam ceva. Da. Și se întâmplă și așa. Da? Și chiar, uite, Ester Perel are un exemplu extraordinar într-una din prelegerile ținute de ea, în care o tipă căsătorită, mă rog, e cumva fascinația pentru un tip la un moment dat. Deci, ea era căsătorită, 20 de ani, nu făcuse altceva decât că își văzuse de casă, fusese extraordinar, gospodină, într-o relație bună, nu știu. Și s-a întâmplat un uragan, nu știu, în America, a căzut un copac și a trebuit să vină cineva să ia copacul de acolo, ăla trădit. Și a venit un domn tatuat, cu bandană, cu într-un fel anume, cu o mașină din aia mare, a făcut ce-o pursit, mă rog, pomul ăla, l-a încărcat, nu știu ce, și ea a fost extraordinar de fascinată de omul ăla și a făcut ceea ce nu credea că ar fi făcut vreodată. A avut o relație de scurtă durată cu omul ăla și nu putea să înțeleagă ce s-a întâmplat. Într-o discuție cu Ester Perel, a înțeles. Ea toată viața fusese, își reprimase orice dorință de a fi altfel, de a fi rebelă, de a fi cum azi aici și mâine în altă parte, de a avea această libertate, de a avea această viață flower power, nu fusese niciodată. Și ceea ce a atras-o la bărbatul respectiv a fost tocmai viața pe care și felul în care el acționa. Dar ceea ce o făcea pe ea să se simtă bine, până la urmă, era de fapt viața aia stabilă pe care o trăise. Aia i-a adusese bucurie, aia i-a adusese stabilitate. Ea acolo era. Dar din când în când mai suntem fascinați și credem că nu știu ce ar fi trebuit să ni se întâmple. Și atunci mai apar și reacții. Dar dacă stai să ne oprim și zice, băi, care, de ce, ce anume din mine a vibrat atât de mult la omul, la întâmplarea, la cuvântul care s-a spus? A, păi e faptul că eu niciodată, știi, eu nu mi-aș face un tatuaj și nici măcar așa, cel mai discret, nu, n-aș face așa ceva, n-aș îndrăzni. N-aș îndrăzni să mă sui în mașină și să plec 2 săptămâni, nu știu unde, dar văd eu. Sunt puțini oameni care ar putea să acționeze de maniera asta, dar sunt fascinați la gândul că. Și de multe ori suntem atrași, dar de fapt, ceea ce ne ține împreună sunt lucrurile care ne leagă, cu care ne asemănăm. Nu neapărat. Mă rog, de fapt, cât suntem, atâtea povești există. Important este să le facem frumoase. Important este să. Uite cum zicea, cum zice colegul și prietenul meu bun, Alex Bușilă, de la Cortul Terapeutic, da? Care am inițiat acest proiect extraordinar prin care vrem să învățăm lumea că psihoterapia există și că merită acest demers cu prisosință. E, Alex zice că sufletul pereche se construiește, nu există. Exact. Cu construcția sunt de Da, acord, da. sufletul pereche nu mai, adică nu are sens să așteptăm. Wow, într-o zi, stând la metrou, a venit și am simțit și de atunci am rămas Și împreună și. e ca un dat, da, e ca un dat venit Da, din cer, picat da. așa. Și dacă s-ar Da. întâmpla așa, în relația cu omul respectiv, tot trebuie să punem elemente care țin doar de noi și de povestea noastră,
care să mențină relația asta de la 0 la 50 de ani, de viața relației, nu de viața noastră. Și uite, ieri am avut o discuție cu o doamnă care are 80 de ani, 84, cred. O femeie absolut fascinantă pe care am cunoscut-o cu mulți ani în urmă, l-am cunoscut și pe soțul ei, numai de 5 ani. Și ieri, discutând cu ea, i-am zis: Bibi, zim, câți ani de căsătorie ați avut? 58. O, Doamne iartă-mă, zic, eu într-o zi, și am să fac lucrul ăsta, într-o zi eu vin să ne așezăm la o cafea și mie să-mi povestești care sunt secretele, care Exact. este. Și ea termina foarte repede. Bine, o cum mă duc la ea la cafea și o să am discuția. Dar într-o frază a rezolvat tot. Zici, Ligia, dragă, ne-am respectat toată viața. Nu ne-am certat niciodată. Zic, Bibi, nu cred. Nu ne-am, dar de ce să ne certăm? O singură dată genul n-a vorbit cu mine pentru că eu mi-am tuns părul scurt și el ar fi vrut să-l las așa lung. Și Da. atunci n-a vorbit nu știu câte zile și aia a fost tot în 58 de ani. Iar eu i-am văzut împreună. Nu e doar un ceva idealizat în absența lui. I-am văzut, erau extraordinari. De frumoși în continuare unul cu celălalt. Dar a zis clar, fără respect nu există relație. Și dacă extrapolăm, niciun fel de relație nu este posibil lă în absența respectului reciproc. Dragii noștri, am vorbit astăzi atât de frumos alături de Ligia Moise, psiholog, Chiar a fost o bucurie. în cadrul rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde, pornind de la conținutul și de la subiectul cărții Cum să ne simțim bine împreună, secretul funcționării relațiilor de David Burns, carte publicată în colecția Pasăndoi a editurii Herald. Noi așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, comentariile, chiar și teme, subiecte de discuție și ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție în cadrul acestei campanii, provocări și soluții în relația de cuplu, la o nouă ediție a rubricii Cititori întreabă, psihologul răspunde. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi, vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!